se întâmpla fix cu 100 de ani în urmă. Bună, Diana! Bună, Tudor! Suntem în ziua de 21 decembrie 1917, o zi de vineri. Ce vreau să vă spun este că în această zi s-a luat o decizie foarte importantă și o să aflați imediat de ce. O să vă mai țin puțin în suspans. Ei bine, în condițiile exceselor armatelor rusești pe care le săvârșeau, s-a hotărât ca toate regimentele ruse să părăsească țara noastră. Se știe foarte bine că centrul agitațiilor bolșevice era tabăra de la Sokola. Aici, în partea sudică a Iașului, rușii au construit o gară și mai multe barăci. Pe aici soseau mai multe grupuri de agitatori bolșevici. De asemenea, veneau toți rușii care veneau în țară, treceau prin această gară. Tot în această zi, la ora 11... Știi ce e acum la Sokola? Acum? Unul dintre marile spitale de neuropsihiatrie din Moldova. Așa, revin. La ora 11 s-a întrunit Consiliul de Ministri și s-a hotărât recrearea armatei ruse, însă cu o garanție din partea aliaților. Brătianu cerea libertatea noastră de acțiune, de a încheia o pace separată și de asemenea să ne garanteze tezaurul și averile imobiliare. Acțiunea bolșevică era condusă de Roșal, cel mai primejdios agitator bolșevic. Comitetul său s-a întâlnit cu comitetul lui Șcerbacev în această zi și vreau să vă spun ceva foarte important. Doi ruși au scos puștile și au încercat să-l omoare pe Șcerbacev, însă soldații ucrainieni care îl păzeau pe Șcerbacev i-au dezarmat repede. Acesta este momentul în care și garda română a intervenit. De asemenea, situația era extrem de gravă pentru că guvernul român a fost solicitat să spargă acest cuib de la Sokola și acesta însemna, pe de-o parte, dezarmarea armatei cu care armata română luptase cot la cot până în acest moment, crearea unui conflict cu guvernul de la Petrograd. Și de asemenea, avem aici... Vedem că am înțeles că ăsta e unul dintre cele mai importante documente de azi. Da, prin care aliații noștri, reprezentanții aliaților din România, ne susțineau oarecum moral în hotărârea pe care o luasem, aceea de dezarmare a armatelor ruse. Și vedem aici, subliniat cu roșu, se spunea, dacă din nenorocire operațiunea nu și-ar atinge scopul și dacă România s-ar găsi în neputința să ducă la bun sfârșit hotărârea ce a luat, Antanta ar trebui să recunoască că aliata ei și-a îndeplinit cu lealitate angajamentele. Foarte tare! Document absolut inedit, stimați telespectatori, foarte rar prezentat publicului, pe care Diana ni-l arată și ne lasă să vi-l prezentăm. De asemenea, părerile erau împărțite cu privire la această hotărâre de dezarmare a bolșevicilor. O să vă dau un exemplu contra. O personalitate remarcată a acelei epoci era Tache Ionescu, îl vedem aici în poză. Era convins că acest act este unul catastrofal, drept dovadă și-a dat și demisia în acea seară, în seara de 21 spre 22 decembrie. De asemenea... Și asta fotografie document. Da, da. Foarte tare, foarte tare. Te ascult. S-a primit vestea că 6 automobile de ruși înarmați doresc să intre în țară. Și s-a hotărât o organizare militară mult mai bună la Iași. Țin și mie una de cancan. Lăsând la o parte zona Moldovei, în care o lăptăreasă primise o amendă de 100 de lei pentru că vindea lapte falsificat, ne ducem puțin în zona Doljului. În Craiova, un polițist a fost arestat pentru că eliberase țiganii spărgători, i-a luat sub pretextul că trebuie să-i predea poliției germane și după ce a plecat cu ei le-a dat drumul. Și tot în județul Dolj a avut loc o explozie la o moară. Explozia a fost foarte mare, încât a pus toată clădirea la pământ. Au fost 2 morți, 4 răniți și o pagubă de 30.000 de lei, o sumă foarte mare pentru acele vremuri. Cu echipa ta, Diana, ne revedem. Până atunci, toate cele bune!